Hei, salutare toată lumea și bine v-am regăsit la ceva mai special de data aceasta de pe acest canal. Am făcut 20 de abonați pe acest canal și m-am gândit să facem revievul kendamelor pe care le am eu și ale lui frate meu. Deci, da, să începem. Prima kendamă este un no name care l-am cumpărat cu 50 de lei de la un magazin care nu vi-l recomand că este foarte, foarte prost. Chiar dacă gripul este puricel, pot să zic, dar nu vi-l recomand. Și da, să vi arăt puțin, da. Ok, am făcut astea ca la unele promodele. Nu știu chiar dacă mi-au ieșit cel mai sigur. Pentru că ai foarte, s-a foarte, s-a tocit foarte, foarte mult spike-ul. În total am 6 kendame, în caz că vă întrebați. Și, da, nu e, adică am zis, nu vă recomand și un... A doua kendamă este o combinație de bilă, de tribut, bambu, clasic, și ken de tribut Rasta USA, dar nu sunt de pe USA, sunt de pe Kendama Games. Pentru că am kendamele asta și încă una, am de pe vremea când nu știam că Kendama Games este foarte fake și de pe vremea când nu erau caro, adică, na. Ok, asta e, cam așa arată Kendama. Spike-ul și aceasta foarte tocit. Și, da. Cealaltă kendamă care e cât de cât bunicică, pot să zic, este ken de tribut bambu clasic și bilă de USA Rasta. Bă, e o kendamă, pot să zic, bunicică, mai ales kenul, că m-a ținut din iunie până în decembrie, pentru că în decembrie adică nu mi-am luat alta, am jucat cu alta, m-am lăsat de asta. Am făcut combinația asta, pot să că arată o combinație, cred că drăgălașă, uitați, Kendama USA. Combinație, cred că drăgălașă, e și acesta spike-ul tocit, dar nu foarte, foarte, foarte mult. Și da, în concluzie așa arată Kendama, ia unde o punem aici. Așa, a treia Kendama mea, cu care chiar m-am jucat foarte mult și nu prea mă mai joc acum. Un Sunrise Competition, Sunrise Street. Așa arată Kendama. E neagră. Așa arată bila. Încă am aici strusul și aici. Așa arată kenul de Sunrise. Și da, cupele. Și spike-ul acesta este foarte tocit, pentru că le-am tocit pe foarte multe. În concluzie, așa arată Kendama. Ok. Bă, hai să vă zic părerea, că n-am zis-o. E o Kendama nu chiar foarte bună, dar e bună. Gen, dacă ești începător și vrei să te joci, adică ești începător, ce poți lua, pentru că, na, e 70 de lei. 69, da? Bă, nu e cea mai bună Kendama și nu e chiar cine știe ce, dar, na. Ok. Care să o prezintă, o știință? Ok. A cincea Kendama este a fratelui meu și este un Chrome Rosadama. Așa arată. Ok. Are asta neagră, știu că are, a făcut un nod. Așa arată bila. Și așa arată kenul. Uitați chestia aceasta. Și o pisică aceasta. E o kendamă foarte bună. Gen, dacă ești începător și vrei să avansezi la Wanten Lighthouse-uri, la 3D-uri, la Lunar-uri, ți-o recomand pe aceasta, pentru dar și la avansat, că este o kendamă foarte, foarte bună. Este 190 de lei, știu, e un preț destul de scump, dar își merită banii.
E o chinamă foarte, foarte bună. Chiar dacă s-a cam dus puțin tel Mare, gritoarea și asistent. de pe ea, dar nu are nimica. Ok, a șasea chendamă pe care o am și o am de 2 săptămâni, adică aproape pe 2 săptămâni că trebuie să se facă. Un Switch F3 Low Fade Combo Maron Logan? Da. Maron Logan. Așa arată chendama. Este o chendamă foarte, foarte bună. Ce pot să zic? Este foarte, foarte bună pentru că are, deși e sticky când ți-o cumperi, dar după puțin timp devine grip și este foarte bună. Așa arată bila. Da, așa. Kenol. Uitați aici semnul de la Switch. Am cam tot ce spike-ul, după cum puteți vedea și la asta, dar n-am. Ce mai țineam? Ața este albastră, ceea ce e foarte, foarte super. În concluzie, este o chendamă care chiar își merită banii, este foarte bună, e bila puțin tel lipicioasă, dar este foarte, foarte bună. Alunecă, adevăr că asta și Chrome Rosodama alunecă la handstall-uri, la bărduri, dar nu are nimica. Este o chendamă foarte bună. Își merită toți banii. A șaptelea, dar nu este o chendamă, este un pil. E un pil de la Caro. Așa arată pilul. Pilul mi l-am cumpărat acum 2 luni. 2-3 luni. Așa arată. Mi-a plăcut cel mai mult, îmi place chestia asta. Adică cum arată. Nu sunt cel mai avansat la pil, dar pot să zic că e bun. Bă, nu prea aș merite banii, adică am dat 45 de lei pe el, dar na. Ața asta, nu știu, deci sper că se vede nodul acesta. Da, sper că se vede. Nu știu. Așa. Stai. Așa, scuzați, nodulețul, așa arată. E, în concluzie, e un pil unicel, numai că e caro și na, nu i-am, nu prea am, adică am tot ce puțin te-l spike-ul. Și da, cam atât a fost tot cu acest episod. Vreau, vă mulțumesc că am adus suma de 20 de abonați pe acest canal în 2 săptămâni, că astăzi se împlinesc 2 sau 3 săptămâni de când, da, 2 săptămâni se împlinesc de când am postat primul clip pe acest canal. Deci, da, în 2 săptămâni, 20 de abonați, ceea ce este foarte bine. Deci, da, cam atât a fost tot. Sper că v-a plăcut. Pe data viitoare! Da, pe data viitoare, pa, pa!